Mihai Crișan a fost numit director interimar al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Cluj. Acesta vine cu idei noi în ceea ce privește administrarea instituției. Planurile pentru următoarea perioadă este o mai mare apropiere de fermier, de cel care are nevoie de noi și de fondurile pe care noi le alocăm. Iar în ceea ce privește instituția în sine, mă gândesc că o evaluare a personalului ar fi oportună și o stabilire foarte clară a sarcinilor fiecăruia. Mihai Crișan a vorbit și despre planurile pe termen lung în ceea ce privește poziția lui în fruntea filialei clujene, APIA. Asta depinde foarte mult de mine, de cum mă voi descurca, de cum îmi voi face treaba ca și angajat al acestei instituții. Până la urmă, eu sunt un angajat al acestei instituții, nu sunt doar cu funcția sunt acum manager la aceste instituții, însă trebuie să ne facem treaba și eu și toți colegii la un loc. Nu știu dacă instituția a avut într-adevăr motoarele pornite la maxim, dar colegii mei din instituție și-au făcut treaba foarte bine. Decizia numirii noului director a fost luată de Adrian Pintea, directorul APIA la nivel național. Acesta a semnat delegarea tuturor atribuțiilor de manager al APIA Cluj lui Mihai Crișan, fostul director adjunct al filialei clujene. Asta până la clarificarea situației fostului șef Adrian Zaharia, care a fost dat dispărut în luna iulie.